Am pregătit și eu ceva. Să ascultăm pe domnul... Sper să fie domnul Dragnea mulțumit. Domnul Cosmin Butuza. Secretar de stat. Hai să-l ascultăm, domnul. Nu, că trebuie să ne pregătim sufletește pentru el. Da, ia să vedem. Avem 100 de ani de la Marea Unire și cred că trebuie să ne mândrim cu acest lucru, să arătăm și străinilor că suntem români, că ne mândrim cu centenarul, să punem centenarul pe tricoane noastre, tricoane noastre, tricoane noastre, pe afișe noastre, pe tot ceea ce înseamnă. Deci dacă domnul nu consumase ceva de la doamna, domnule, eu sunt prezentator la, nu știu, zi mă fost penibil de televiziune. Domnule, nu se poate așa ceva. Mai dăm, trebuie să... La sport știți că e nevoie întotdeauna de o reluare care să consemneze totuși ce s-a întâmplat. Poate că n-am, nu știu, s-a mișcat prea repede, a fost o dinamă, încă o dată. Avem 100 de ani de la Marea Unire și cred că trebuie să ne mândrim cu acest lucru, să arătăm și străinilor că suntem români, că ne mândrim cu centenarul, să punem centenarul pe tricoane noastre, tricoane noastre, tricoane noastre, pe afișe noastre, pe tot ceea ce înseamnă. Un secretar de stat a vrut să spună pe tricolorurile noastre, sau pe tricourile noastre, orice se putea spune, pe tricodava noastră, orice era posibil. Ce a vrut să spună, mă, omul ăsta? Deci vrea să zică tricouri și n-a fost în stare să zică tricouri? Tricouri. Deci tricouri ridică o problemă atât de mare încât nu poți să le zici pe nume. Adică... Tricouri genunche. A dat să zică tricouri și a ieșit tricoaie. Nu înțeleg, iertați-mă că vă spun. Este prea mult și pentru mine care am văzut totuși. Mi-au trecut pentru, o mână. E mult pentru tine? Imaginează-ți cum e pentru doamna Dăncilă care a spus. Hai mă că nu se zice așa. Tricouri e, nu? Da. Nu-i tricouri. Cred că a sunat pe toată lumea de guvern. Bă, nu-i tricouri. Deci domnul Butuza. Domnul Butuza, eu nu știu dumneavoastră în ce aripa partidului sunteți. Dar dacă vânați postul de premier, domnule, stați domne la coadă că sunt mai mulți. Și în momentul în concurența e atât de acerbă, se demonstrează garnitura a doua a Partidului Social Democrat. Vine cu forțe proaspete în momentul de față. Nu mai ai nevoie... L-a spus și pe ecran. Uite că și râde. De ce râdeți, domnul Butuza? Domnul cu tricoaiele. Hai să-l sunăm pe domnul Butuza să-l întrebăm. Să-l întrebăm dacă și-a pus centenarul. Și dacă da, unde? Da, hai să-l întrebăm ce a vrut să spună, ce a vrut să spună autorul, știți cum e, tot timpul trebuie să vezi, poate a fost o metaforă, poate greșim noi. Hai să-l întrebăm pe domnul Cosmin Butuza în direct ce sunt alea tricoaiele pe care vorbea domnul pe care a pus la Federația de Șac. Pe care a pus... Domnule, a mutat. Mă, poate înseamnă ceva. Poate e ceva și ne scapă nouă. Poate râdem noi degeaba. Noi n-am râs niciodată degeaba, Răzvan. Ar fi prima dată. Hai să vedem, domnul Butuza, Cosmin Butuza. Dacă avem onoarea să ne și răspundă, o să lămurim lucrurile mult mai simplu, mult mai tranșant. Am mai discutat cu domnia, să ne mai explica nouă cum e cu naturalizarea sportivilor străini, cum... adică pe restul de zonă. S-a mai vorbit. Avem un canal de conversație cu domnul. Sigur că da, nimerim. Ușați mesageria vocală Orange. Da. Înregistrează un mesaj după semnalul sonor. Hai să lăsăm un mesaj. Bună seara, domnul Butuza. Suntem de la televiziunea B1 TV și ne întrebam așa, retoric, ce sunt alea tricoaie. Ne întrebam așa, de la om la om. Și dacă ați reușit să vă agățați centenarul. Mulțumim. Revenim mai încolo cu un telefon. Mulțumim. Da, domnul Butuza. Dar să știți că domnul Butuza nu este cel care a inaugurat acest termen. El a fost făcut celebru de către o cucoană care vindea așa ceva. Dar sunteți sigur că nu există? Poate așa se spune. Poate că există. Poate intră domnul Valentin Popa de la Ministerul Învățământului și spune, domnule, ăsta este un regionalist. La mine dă-n sat cuvântul ăsta, vă spun. Noi avem, că dacă te oprești pe marginea drumului și găsești coșmeliile alea de un lemn și spune, bre, ce vinzi aici? Păi am pamblici, am tricoaie, am tot ce vrei. Am de toate de aici. E un regionalism. Acum, domnul Butuza, vreau să știu de în ce zonă au țării vine. Poate vine, de la domnul Popa deloc, știi, din zona aia de unde se folosește o altfel de limbă română. Important e că noi... Mă, de data asta n-am înțeles. Uite, de exemplu, Aliviu Marian Pop înțelegeam. Când s-a operat la genunchi, ne-am prins. Omul nu știe, e genunchi. Dar am înțeles ce vrea să spună. Ei, aici spărele sunt împărțite, vă spunem. În redacție am avut dileme. Unii ziceau, domnule, pe tricou. Vă spuneam, nu, domnule, e absurd cum pe tricou. Pe tricolor! Erau și alte puncte de vedere. Și nu vreau să creeze disensiuni între noi. Acest domn Butuza care, iată, a aruncat un cuvânt și... Hai și să vedem. Poate... Mai mulți oameni nu reușesc să-l scoată din apă. Poate văzând aceste imagini ne vom dumiri un pic. Pentru deci că să se facă lumină. Doamna face referire la acest termen. Doamna din minutele următoare. Căutați la tricoaie, haideți, tricoaie avem! Căutați la tricoaie!
ce scuze că intervin, ați văzut ce avea doamna de vindea acolo, pentru că, până la urmă... Dar ce vindea doamna? Ce vindea doamna, își dorea domnul să aibă pe el, nu? Cam asta e ideea. Nu știu, dar poate a cumpărat de la doamna. Da. Domne... Ce sunt acestea, doamnă? Păi cu aia, maică. Dă-ți și mie câteva. Poate fix pe alea vreau să pun... Dați-mi de toți banii. Dați-mi de banii ăștia de cât am. Am 17 lei de urna de demnitar. Da. Dați-mi de banii ăștia. Poate fix pe alea o fi vorba că vrea să pună centenarul. Poate nu vrea să pună centenarul pe ce ne-am gândit noi. Că era destul de părea coerent așa. Se putea opri. Dacă și-a dat seama, băi, ce am spus? Îmi cer scuze, am vrut să spun tricolor, am vrut să spun tricou. Nu, a mers până în pânzele albe și a asumat acest lucru. Bun. Este foarte, foarte bun. Eu am o singură bun. Întrebare, așa este... Și la federația așa... de șac, mă. Unde, acolo. Na, te gândești că-s oameni mai... Că așa te duceai la un sport, de... nu dau nume acum să-mi pun în cap da. Toți așa, dar te duceai la un alt sport, ar fi zis, aia, dom'le, că nu suntem aici la Academia Română, la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan. Mergi, am înțeles ce vrea să zic. Știi? Dar te duci la Federația de Șac. Dumnezeu, am o singură întrebare cu care, mă rog, am rămas după acestă. Acestea, așa, a zis, e tricoaie, se spală de mână, domnule, ca să înțeleg și eu. Bun, hai să mergem de la domnul Cosmin Butuza, secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului, la domnul Tudorel Toader, ministru în cadrul Ministerului Justiției.